Bună ziua, începem o nouă săptămână de studio politic la Digi24. Anca Suciu sunt. Suntem în Parlament cu doar 24 de ore, chiar mai puțin, de moțiunea de cenzură. Mâine va avea loc și alături de noi este liderul deputaților USR Plus, Ionuț Moșteanu. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Așteptăm și declarații de la Ministerul Educației, deci din moment în moment vom merge și acolo la Ministerul Educației ca să înțelegem ce se întâmplă cu acele normative pe care le-a dat Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății. A creat destulă rumoare în școli, școli care funcționează, deși, spun profesorii, potrivit acelui ordin comun, ar trebui închise, pentru că mai mult de 50% din clase sunt închise în acest moment, fiindcă au cel puțin un caz de infectat cu COVID-19. Ionuț Moșteanu, moțiunea de cenzură. Ce face USR Plus mâine? Votează această moțiune de cenzură sau v-ați răzgândit în acest weekend? USR Plus nu se răzgândește. Facem ce am zis că facem, vom vota această moțiune de cenzură. 80 de parlamentari USR Plus vor vota mâine la vedere pentru demiterea lui Florin Câțu. Există vreun moment în care USR Plus se poate răzgândi altul decât Florin Câțu să nu fie premier, pentru că acum este președinte de partid. Aveți de negociat cu el și din poziția aceasta, mult mai influentă decât înainte, teoretic, politic. Nu sunt foarte sigur că am înțeles întrebarea, dar mâine, deci repet, la moțiune vom vota. După moțiune urmează în cadrul constituțional existent ca președintele să cheme partidele la consultări pentru a forma o majoritate. Și pe cine veți propune premier? Vom avea o discuție în seara asta în Biroul Național și vom stabili exact în detaliu că avem un nou Birou Național cu noul președinte, este prima ședință în acest format și vom stabili în detaliu fiecare pas pe care îl vom face în zilele următoare și, bineînțeles, vom face oricâte ședințe avem nevoie, vom convoca și un comitet politic. Vă cer detalii în scurt timp, pentru că vorbește acum Ministrul Educației și aș vrea tare mult să le ascultăm, să vedem care este informația proaspătă pentru școlile care astăzi au cazuri de infectări, ce trebuie să facă de aici înainte. Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate. De asemenea, Ministerul Educației lucrează tot în cursul zilei de astăzi pentru a estima numărul necesar de teste non-invazive pe bază de salivă care să fie administrate conform Ordinului Comun Ministrului Educației, Ministrului Sănătății, preșcolarilor, elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din școli și grădinițe. De asemenea, atât Ordinul Comun de Ministru prevede intensificarea acțiunilor de control în școli în vederea verificării condițiilor de siguranță sanitară din partea celor două ministere implicate în Ordinul Comun, Ministerul Sănătății prin DSP și Ministerul Educației prin Inspectoratele Școlare Județene, cât și Ministerul de Interne, în urma discuțiilor, astăzi a decis intensificarea acestor acțiuni de control pentru verificarea respectării regulilor sanitare în școli. Acestea sunt lucrurile pe care vi le putem comunica până la acest moment. Vă stau, vă ascult. Nu mă sugerează o procedură de achiziție. Există o situație în contextul în care rata de infectare crește, deja cu un trend de creștere, va ajunge și eu poate la 15, să spunem, la mii de locuitori. Ne vom mai duce copiii la școală, mai ales categoria de sub 13 ani. În condițiile în care rata de infectare crește foarte mult, departamentul pentru situații de urgență poate dispune carantinarea acelei localități. Prin ordinele de carantinare se precizează și activitățile esențiale care se pot desfășura, precum și activitățile care nu se mai pot desfășura în cazul carantinării, știut fiind faptul că declararea carantinei depinde nu numai de rata de incidență din localitate, ci de mulți alți factori pentru îndeplinirea unui punctaj de minimum 60 de puncte. E o procedură specifică DSU. Aveți un orizont de timp până când vor fi achiziționate testele non-invazive pentru copii? Primul ministru a solicitat celeritate. Aș vrea să vă spun că e vorba de o achiziție de nivel foarte mare, pentru că au rămas din cele 14 săptămâni de școală, din semestrul întâi, care urmează să se încheie la finalul anului calendaristic, un număr de 11 săptămâni. 11 săptămâni, 3,2 milioane de beneficiari, având în vedere că procesul de screening necesită testarea, posibilitatea de testare a tuturor, înseamnă circa 3,2 milioane de beneficiari în sistemul de educație,
înmulțit cu 2 înseamnă 6,4 milioane de teste non-invazive necesare săptămânal și dacă vorbim de 11 săptămâni, prin înmulțirea cu 11 rezultă 70 de milioane de teste non-invazive pe bază de saliv. Autoritatea Națională a Medicamentului urmează să stabilească testul și, așa cum am precizat, cerințele minime de performanță. Când credeți că vor fi omologate? Nu vor fi omologate. Ele vor fi autorizate pe baza identificării acestor cerințe minime de performanță și a cerințelor de reglementare. Foarte important. Și în orizont de timp vorbim de câteva zile, câteva săptămâni? Sunt convins că vorbim de zile. În toată această perioadă se fac teste în școli. Ministerul Sănătății a suplimentat la finalul săptămânii trecute cu 280.000 numărul de teste antigen aflate la dispoziția școlilor. Doar suplimentarea. Se adaugă celor minimum 5.000 de teste existente în fiecare județ. Aceste teste sunt în continuare la dispoziția școlilor. Aceste teste vor putea fi utilizate nu numai în cazul apariției unor persoane cu simptome, vorbim de elevi și cadre didactice în egală măsură, ci vor putea fi utilizate, tocmai ce am transmis o instrucțiune către toate inspectoratele școlare județene, și pentru testarea acelor elevi care vor să revină în cea de-a 8-a zi la școală pe baza prezentării unui test negativ, test antigen rapid sau test PCR. Acolo unde există cabinete medicale școlare, există și teste. Am transmis școlilor să facă această testare la solicitarea acelor elevi care vor să revină în ziua 8-a de școală. Acolo unde nu există cabinete medicale școlare, am solicitat să se adreseze direcțiilor de sănătate publică. Cred că am răspuns complet la întrebare. Sau există cabinete medicale școlare și atunci există și teste. Și am solicitat ca ministrul al Educației să fie testați elevii în cabinetele medicale școlare, sau nu există cabinete medicale școlare și am cerut să se adreseze directorul de sănătate publică. Aș vrea să vă fac o precizare importantă. Această posibilitate de revenire în cea de-a 8-a zi la școală cu condiția prezentării unui test PCR sau antigen rapid negativ a existat din data de 13 septembrie. Vreme de 3 săptămâni în toată România nu am înregistrat nicio situație în care să se solicite efectuarea acestor teste. Nici măcar una. Ca să înțelegem bine amploarea solicitării. Da. Da. Încă o dată. Nu-l fac pe cont propriu, fie și numai pentru motivul că tocmai ce am transmis o instrucțiune în tot sistemul de educație, către toate inspectoratele școlare județene, acolo unde există cabinet medical, sigur există și teste și am solicitat cu autoritatea pe care o are Ministrul Educației să testeze la cerere acei elevi care doresc să devină în a 8-a zi. Deci nu pe banii lor. De asemenea, dacă nu există cabinete medicale școlare, am solicitat să se adreseze către direcțiile de sănătate publică. Asta nu înseamnă că interzicem dorința unui părinte de a-și testa copilul într-o manieră mai rapidă pentru a se putea prezenta la școală începând cu ziua 8-a. Și încă o dată o spun, în 3 săptămâni nu a fost niciun elev și niciun părinte care să durească acest lucru. Așa că dintr-o dată această avalanșă de cereri îmi pune puțin semne de întrebare. Da. Da? Au solicitat acest lucru, disponibilitatea este maximă, absolut oricând. Am prezentat solicitarea și Ministrului Sănătății și în momentul în care vom identifica un numitor comun cu privire la momentul în care vom avea aceste discuții, noi avem disponibilitate maximă de dialog, lucru pe care l-am anunțat și către părinți și către elevi și către colegi profesori. În momentul de față există doar prevederea testelor
non-invazive la care au acces în egală măsură și elevii și profesorii. Atât există acum. Domnule ministru, în acest moment aveți un update în ceea ce privește vaccinarea profesorilor și a elevilor? Nu avem acest update. Pentru vaccinarea personalului din învățământ e nevoie de o raportare la nivelul fiecărei școli. Am revenit în direct, suntem la Parlament, declarațiile ministrului educației le vom comenta în perioada următoare, în orele următoare la Digi24. Îl salutăm și pe Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Voiam să anunț și de un detaliu destul de îngrijorător, nu destul de. O declarație pe care a făcut-o Nelu Tătaru pentru Digi24.ro. Acesta spune că în acest moment, citez, eu spun că putem înmulți cu 5 până la 10, pe nedeclarați putem să avem până la 50.000 de cazuri. INSP spunea că putem ajunge până la 30.000 de cazuri declarate zilnic. Declarația o vom urmări în scurt timp, o găsiți și pe site-ul digi24.ro. Este vorba despre numărul îngrijorător de infectări și despre faptul că avem o criză politică în plină pandemie. Ce face mâine PNL Daniel Fenechiu? Ce face în perioada următoare când USR Plus susține că nu mai aveți ce discuta? Florin Câțu nu este acceptat premier, astfel încât să refaceți coaliția. Păi, Florin Câțu o să-și vadă de treaba de prim-ministru până mâine. Funcția de vot în Parlament, probabil că, nu probabil, sigur, guvernul va continua. În ipoteza în care pică moțiunea, guvernul rămâne guvern cu drepturi depline, în ipoteza în care trece moțiunea, va fi un guvern cu puteri limitate și cu atribuțiile pe care le va avea potrivit legislației în vigoare, va lupta cu pandemia. E o situație simplă. Nu putem veni cu elemente de bravadă, depinde de votul de mâine din Parlament. Vă pregătiți pentru un guvern cu un mandat interimar pentru toate cele 45 de zile? Se va închide repede? Nu ne pregătim pentru un mandat cu puteri limitate. Noi ne pregătim pentru moțiunea de mâine. Ce va fi acolo este o problemă care ține de matematică și de alte elemente, care țin de logică, de perceperea și poziția partidelor din România vis-a-vis situația în care ne găsim. Nu putem decât să luăm act de ce se va întâmpla mâine și vom reacționa în raport de decizia dată prin vot de parlamentar mâine. Știu deci că ați făcut echipe ne de negociere. Reușiți să schimbați în vreun fel rezultatul de mâine? Echipele de negociere nu au fost făcute ca să luăm la bucată parlamentari, cum greșit susțin anumite persoane. În Partidul Național Liberal suntem oameni care avem o experiență parlamentară serioasă și știm foarte clar că în momentul în care îți lipsesc 50 ceva de voturi, pe o situație de genul celei de acum, în primul an de mandat, nu merg lucruri de genul ăsta. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal chiar are un alt tip de abordare vis-a-vis de migrație, vis-a-vis de politicile care trebuie aplicate în zona mobilității parlamentare. Deci, echipele au fost făcute pentru a discuta la nivel informal. Ce abordare aveți? Că la fel de bine în momentul în care ați racolat de la PSD ca să schimbați guvernele, știm istoria recentă în Parlament, ați spus că trebuie făcut asta, că până la urmă scopul scuză mijloacele, cam acolo erau mesajele. La momentul respectiv nu exista nicio altă soluție, iar majoritatea nu putea fi obținută decât în acea variantă. Astăzi suntem într-o altă etapă, atâta activității parlamentare, cât și a modului în care PNL vede aceste lucruri, iar echipele, repet, nu au avut ca amenire să abordeze parlamentari individual, să le facă promisiuni, pentru că, repet, discutăm de o diferență matematică destul de mare. De ce menire au avut atunci? N-am înțeles. Ce menire au avut atunci? Menirea a fost ca să încerce un dialog informal cu partidele și cu grupurile parlamentare în vederea identificării unei posibilități ca moțiunea de mâine să pice. Dumneavoastră sunteți și jurist. Credeți că Florin Câțu, în situația în care mâine pică, mai poate fi propus din nou de președintele Klaus Iohannis? Și pică prin moțiune de cenzură ca premier. În raport de decizia Curții Constituționale, opinez că nu. Deci avem o decizie a Curții Constituționale care lămurește o împrejurare care s-a mai întâmplat în practica constituțională. Dacă ne raportăm la acea decizie, nu. Înseamnă că președintele va trebui să nomineze o altă persoană. Însă, am auzit destul de multe opinii legate de faptul că decizia Curții Constituționale nu este imobilă și că ea ar putea să fie modificată într-o situație de fapt.
După cum există posibilitatea ca Florin Câțu să fie o nominalizare ulterioară. Am mai văzut în politică împrejurări de acest gen. Chiar în martie 2020 a fost o situație similară, când inițial a fost desemnat Florin Câțu, care ulterior s-a retras și a fost renominalizat Ludovic Orban, care fusese primul ministru demis prin moțiune. Deci mi-este greu să vă spun ce va fi. Pentru că este una să analizezi ipoteze și alta să vorbești pe o situație de fapt. În ipoteza în care guvernul rămâne, strategia va fi una. În ipoteza în care guvernul pică, practic se mută teatrul deciziilor la Cotroceni, unde președintele ar urma să invite liderii partidelor parlamentare și în discuțiile care le are să încerce degajarea unei noi majorități. Nu cred că cineva și-a stabilit o strategie în sine să încalce o decizie a curții, să forțeze regulile constituționale, să... Nu cred. Dar răspund la aceste întrebări pentru că sunt întrebări care apar în spațiu public, sunt ipoteze care sunt vehiculate. Mai era o ipoteză de genul că o să decreteze președintele stare de urgență, că nu o să le permită celor nevaccinați să intre în Parlamentul României ca să se scoată în joc pe cei de la aur. Adică imaginația unor oameni depășește orice limită și atunci ești obligat, din perspectivă juridică, să comentezi cât de legale ar putea fi aceste măsuri sau nu. Ceea ce nu înseamnă că aceste lucruri se vor întâmpla sau măcar că au fost analizate la nivelul conducerii Partidului Național Liberal. Ionuț Mășteanu. Eu vreau să reamintesc că legat de principiile migrației parlamentare de care spune domnul Fenechiu de la PNL, dânsul a intrat în Parlament ca deputat sau senator de la Partidul Poporului Dan Diaconescu. În momentul ăsta, în grupul PNL sunt deputați și senatori care au fost la ALDE sau la PSD în mandatul anterior. Deci doar să clarificăm acest detaliu. Întrucât mi-ați pronunțat numele, o să vă lămuresc că probabil că nu mi-ați citit bine biografia și poate că e bine să știți, nu de alta dacă să nu vorbiți lucruri care nu stau în picioare. Eu am fost ales deputat pe listele PPD-ului, partid care în anul 2015, da, a rămas fără grup parlamentar și a fuzionat cu UNPR-ul. Ăla era un moment în care eu, Daniel Fenechiu, eram liber de orice sarcină, că nu eram obligat să fuzionez, să mă duc în UNPR. Am rămas parlamentar independent, iar în 2016 am fost ales pe lista Partidului Național Liberal într-un mandat nou. Deci eu n-am plecat în timpul unui mandat, da? Ca să lămurim aceste lucruri, să nu mai vehiculați lucruri care, mă rog, sunt în regulă. Da? Nu de alta, dar un coleg de la dumneavoastră vehicula foarte recent că mi-am cumpărat locul în 2016 sponsorizând partidul cu 130.000. 130.000 a fost contribuția maximă la campania electorală. Da? Deci, ca să eliminăm toate aceste lucruri în care USR-ul este savant când e vorba să atace PNL-ul. Permiteți-mi să îl ascultăm pe Florin Câțu, un scurt fragment de astăzi, ca să îmi spuneți cum vedeți lucrurile după ziua moțiunii și o replică la premierul Florin Câțu. Partidul Național Liberal, membrii sau parlamentarii Partidului Național Liberal vor participa la moțiunea de mâine, dar nu vor vota. Dacă trece această moțiune, așa cum v-am mai spus, toate scenariile sunt pe masă, orice scenariu este pe masă. Mă voi uita către această nouă coaliție condusă de PSD, înțeleg, USR, PSD-USR Aur, coaliția PSD-USR Aur, dacă au un plan. Dar mâine, USR, care a avut aceste mandate, spune așa: da, are dreptate PSD, incompetent ministrul investițiilor, incompetent ministrul transporturilor. Deci Drulă mâine va vota împotriva lui Drulă. Este o premieră, sunt sigur, în România, dar ceea ce îmi spune mie, că am fost foarte indulgent și că de fapt trebuia să-i dau afară mai devreme pe acești oameni, dacă ei însuși spun că au fost incompetenți și votează pentru această moțiune. Orice scenariu după ziua de mâine este pe masă. Partidul Național Liberal întotdeauna va avea o propunere de premier. Deci veți merge cu o propunere de premier? Sigur. În numele dumneavoastră? Va fi o decizie a Biroului Politic Național. Deciziile, știți foarte bine că Partidul Național Liberal a luat mai multe decizii și spun, președintele Partidului Național Liberal este propunerea de premier. În rest, vom discuta. Există și o variantă de backup, o a doua variantă de propunere de premier? La acest moment, haideți să vedem ce se întâmplă mâine și după aceea discutăm. Dau afară mai repede pe oamenii ăștia. Ionuț Mășteanu. Se referă la USR Plus, premierul. Aceeași mentalitate de vătaf care l-a făcut până la urmă să piardă susținerea USR Plus. Florin Câțu a pus acolo
și de USR Plus, și de PNL, și de UDMR. PNL-ul are 27%. Nu scrie nicăieri în Constituție că trebuie pus un anumit premier de la un anumit partid. Am avut o speranță la început și am greșit. Apoi s-a comportat efectiv ca un vătaf, deși nimeni nu l-a ales premier dintre români. A fost rezultatul unei discuții într-o coaliție majoritară parlamentară și apoi s-a trezit cu pixul mână și a zis: dacă tot sunt un mic Dumnezeu, fac ce vreau. Ei bine, o să vadă mâine că nu este. Ce se întâmplă după ziua de mâine, în momentul în care președintele Klaus Iohannis cheamă USR Plus la consultări? V-am pus această întrebare înainte de a întrerupe cu declarațiile ministrului Educației. O să mergem la consultări. Faceți o propunere de premier? Asta va fi o discuție, cum spuneam, un birou național din seara asta. Vom discuta și mâine cu colegii noștri. Dar și-ar asuma USR Plus, pentru că ați mai vorbit despre asta. Să propună un premier și varianta de a reface coaliția să fie propusă de USR Plus, țara, cu un premier de la USR Plus? Dacă în urma acestor discuții de la Cotroceni rezultă că există o majoritate care să susțină un premier USR Plus, vom merge înainte. Cioloș? Poate să fie Dacian, poate să fie altcineva. Asta va fi o decizie a Comitetului Politic. Nu pot să decid eu numele celor 300 și ceva de colegi care fac parte din Opinie Comitetul personală. Politic. Dacă Daci. Președintele partidului ar trebui să fie și premier. Sau propunerea de premier poate a partidului. Poate să fie, dar nu este obligatoriu. Din nou, asta va fi o decizia noastră. Dacian a mai fost premier și eu am lucrat cu el. A fost un premier foarte bun într-o perioadă foarte complicată. Poate nu ar fie. Trebui să avem colegi cu care o soluție deja. Dacă dați jos guvernul prin moțiune de cenzură în pandemie, iată o replică pe care am întâlnit-o foarte des pe scena politică și stă în picioare. Soluția pe care o spunem zi de zi, de o lună de zile, e simplă. PNL trebuie să propună un alt premier care să țină mână un guvern de coaliție în următoarea perioadă foarte complicată. Cred că au învățat niște lucruri din lunile astea, au văzut cât de important este să, ca premierul unui guvern de coaliție să fie un om politic abil care să-și respecte partenerii și să respecte programul de guvernare. Au astfel de oameni în partid, îi cunosc, nu vreau să dau nume că au mai dat și s-au enervat. Noi, dacă dânsii nu găsesc un om competent să conducă un guvern, noi avem. Ați ascultat mai devreme pe liderul senatorilor PNL, care a spus că Florin Câțu este propunerea PNL, care a spus că există și varianta ca să fie o propunere din partea PNL, alt premier, nu Florin Câțu, dar nu acela să fie premierul dorit de PNL, ci să fie doar o găselniță pentru ca să nu fie încălcată Constituția. Eu zic că să se gândească bine și PNL și președintele Klaus Iohannis. Nu are sens, nu are sens să dea foc la țară pentru a-l ține pe Florin Câțu la Palatul Victoria. Pică guvernul prin moțiune de cenzură, pică sigur, și Florin pică Câțu. Propune PNL un alt ministru, la cum au fost vehiculate nume pe surse, vorbim de ministrul apărării sau de ministrul de la interne. Ce face USR Plus? Îl votează sau nu? Ne așezăm la masă, discutăm. Dar programul lor e atenție, doar de a o secundă. Ajunge la Florin Câțu din discutăm, nou. Discutăm cu noua propunere de premier un calendar de reforme pe care să și-l asume, cu clare, detaliate și cu date foarte clare. Completăm acordul de coaliție, cu detalii, ca să nu mai zic eu că n-a știut. Fără sau nu știu un ce. Protocol nou, nu. Evident că nu va fi un protocol nou. Evident că va fi un protocol nou. Și dar veți vota prima împotrivă, condiție, dacă nu vor fi de acord să prima negocieze condiție cu să ne așezăm la masă este să auzim o nouă propunere de premier. Și cu acea propunere de premier trebuie să începem niște discuții. Veți merge dumneavoastră spre PNL, USR spre PNL sau așteptați să președintele trebuie să cheme. Deci ne întoarcem la cadrul constituțional, unde e clar că după ce mâine pică guvernul, președintele trebuie să cheme toate partidele parlamentare la consultări. În urma acestor consultări apare sau nu apare o majoritate parlamentară. Sunt câteva scenarii posibile în acest moment. Daniel Fenech, eu vreau să le discut cu dumneavoastră. Sunt și pe ecran, ne-am ajutat colegii. O propunere de sacrificiu pentru funcția de premier care să fie respinsă în Parlament, ulterior a doua propunere să fie Florin Câțu. Ați vorbit despre această variantă. Al doilea scenariu posibil, Florin Câțu, prima propunere de premier după demiterea de către Parlament. Deci, ambele avem sunt o problemă masa legată de decizia Curții Constituționale. Nu știu care va fi soarta unei asemenea propuneri. Personal nu cred într-o asemenea soluție, pentru că eu, fiind jurist, cred că deciziile Curții trebuie respectate. Și avem și o problemă de logică primară. Dacă Parlamentul tocmai îl trimite acasă, ce sens ar avea să vină din nou în fața Parlamentului? Poate decide președintele Klaus Iohannis să propună un alt nume de premier din interiorul PNL, dacă întreg partidul PNL astăzi ne spune că îl susține pe Florin Câțu?
Eu cred că președintele Klaus Iohannis nu va lua o decizie fără să consulte echipa de la PNL. Președintele poate să facă orice propunere își dorește, dar propunerea respectivă trebuie să îndeplinească niște condiții, cel puțin din perspectiva oportunității politice. Trebuie să desemneze o persoană care să fie aptă să obțină o majoritate. Asta e principala cerință a președintelui. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, vom vedea dacă ajungem acolo ce propunere face președintele. Cred că este firesc, cred că e normal să-l susținem pe președintele nostru, pe Florin Câțu. Pe de altă parte, președintele are libertatea să sondeze intențiile partidelor care participă la negocieri și unde vede că se constituie o majoritate, să desemneze persoana aptă să vină cu o majoritate în fața plenului Parlamentului. O să se consulte probabil. Vedeți că începem să ne înțelegem. Da, Florin Câțu, ați acceptat să fie președinte al Senatului ori să fie ministru de finanțe? Deocamdată avem o împărțire foarte clară a portofoliilor. Portofoliul Ministerului de Finanțe, de exemplu, în vechea coaliție și pe vechiul acord, era la PNL. Înțelegem că se va renegocia totul. De unde înțelegem asta? Haideți să discutăm despre aceste detalii. După o scurtă pauză de publicitate, vă rog tare mult, pentru că sunt mai multe detalii pe care vreau să le atingem. Vă reamintesc și declarația momentului la digi24.ro, pe site-ul digi24.ro puteți găsi, dar și noi vă vom arăta declarația lui Nelu Tătaru, consilier astăzi al premierului. Pe probleme de sănătate, situația celor nedeclarați, dar infectați cu COVID-19, poate ajunge la 50.000 de cazuri pe zi. O declarație îngrijorătoare. Revenim după o scurtă pauză. În continuare analizăm ce se întâmplă pe scena politică, pentru că am mai puțin de 24 de ore și vom vedea moțiunea de cenzură, care are toate șansele să treacă și să stăm în fața unui guvern cu puteri limitate în plină pandemie. Revenim. Continuăm studiul politic la Digi24, la anunțul guvernului, profesorii și medicii își vor plăti testele, dacă nu ar putea fi suspendați, însă decizia nu se ia la guvern, ci va fi un proiect care ajunge în Parlament și decizia devine a parlamentarilor. În paralel am văzut în acest sfârșit de săptămână proteste, am văzut oameni nemulțumiți că vaccinarea ar putea deveni obligatorie. Să le urmărim reacțiile și le comentăm cu invitații. Manifestanții antivaccin au reclamat restricțiile impuse de autorități pentru limitarea infectărilor cu noul coronavirus. Au cerut ridicarea stării de alertă, desființarea certificatului verde și au militat ca școlile să rămână deschise. Ori sunt incompetenți, ori sunt cu rea voință. Eu am 3 copii, toți merg la școală, sunt minori. Ce pot să mai înțeleagă ei printr-un online pe calculator. Adică școlile o să rămână deschise, dar cu testare, cu cu vaccinare eventual, pentru că previziunile sunt următoarele. Previziunile sunt în sensul care copiii între 12 și 18 ani vor fi obligatoriu vaccinați. Cea mai mare nemulțumire. Prăciunile care le fac ei, complotul pe care și l-au făcut între ei și au distrus țara. Vaccinarea copiilor, vaccinarea noastră, nu sunt obligat să mă vaccinez. Doar 100 de persoane ar fi avut voie să participe la protest. S-a desfășurat în condiții de siguranță. Ar fi corect să mulțumim tuturor participanților de aseară care au înțeles să manifesteze pașnic. Jandarmeria nu este deloc ezitantă și nu tolerăm încălcări. Marșurile sunt interzise în actualul context epidemiologic și noi am avut de-a face cu un marș, deci vom aplica sancțiuni contravenționale și pentru acest lucru. Este important că am avut organizatori cu care să relaționăm. Oamenii nu au creat incidente sau acte de violență, așa cum s-au mai întâmplat, știm, din trecut. Și este ultimul lucru pe care noi ni-l dorim. Însă nu putem restrânge dreptul oamenilor la liberă exprimare garantat de Constituție. Pe seară, protestatarii s-au dus către Cotroceni. Le luăm pe rând. O reacție din partea dumneavoastră, domnilor, la acești oameni, la aceste mesaje. Ionuț Moșteanu. În primul rând, la modul general legat de proteste, o să resusțină dreptul oricărui român de a protesta împotriva guvernului, împotriva unor măsuri ale guvernului, împotriva politicienilor. Este sănătos pentru democrație. Revenind la obiectul protestului, noi
susținem cu tărie că vaccinarea este singura șansă, vaccinarea într-un procent foarte mare este singura șansă să batem coronavirusul, și nu o spunem noi politicieni, o spun cercetătorii, o spun medicii, o spun cei care au arătat deja, și politicieni responsabili în țări responsabile, care ați văzut că au favorizat persoanele vaccinate, au împins practic vaccinarea înainte și ajungând la un procent de 70-80%, 90% din populație de vaccinare la 80-90% au câștigat bătălia cu coronavirusul. Ei bine, aici puteam fi și noi dacă nu aveam ezitări ale premierului. Domnule Fenechiu. Păi premierul îi devine pentru toți, pentru că este pandemia. Este coordonatorul campaniei de vaccinare. Dacă era ministra premierul lor, care n-au făcut absolut nimic, premierul a vrut să coordoneze. Păi da, premierul a vrut să coordoneze campania de vaccinare. A vrut, a coordonat-o, a dat-o Haideți de gard. Să vorbim pe rând, pentru că avem timp să ne spunem opinia. USR nu se cunoaște chestia asta. Ai lor sunt perfecți, minunați, deosebiți. Ei trebuie să schimbe primul ministru, primul ministru este cine vrea ei. Ai lor sunt toți fantastici, începând cu ministrul Justiției. Nu vorbesc de Voiculescu. Deci ei sunt toți laureați de Nobel. Nu am cât nu am înțeles ce valori sunt. Lăsând la o parte toate lucrurile astea, eu cred că protestul nu face altceva decât să arate situația în care ne găsim, arată partenerii noștri de la USR cum înțeleg rezolvarea acestei situații, moțiunea semnată împreună cu cei de la Urcărea, uite ce fac, da? Din punctul meu de vedere este elocvent și este cât se poate de clar pentru orice român care are capul la el și poate să gândească. În ce privește Partidul Național Liberal, noi susținem măsurile luate de guvern, credem că vaccinarea este singura cale de a depăși pandemia, credem că vaccinarea trebuie să fie o opțiune, dar în contextul în care nu te conformezi, ai niște consecințe, deci nimeni nu poate fi obligat să vaccineze, poți opta să nu te vaccinezi, dar în situația în care intri în coliziune cu textele legale care prevăd anumite garanții pentru cei care încearcă și respectă textele de lege, trebuie să suporte aceste consecințe. Deci în ipoteza în care lucrezi în administrația publică, ești profesor, ești medic, intri în contact cu oamenii și nu te vaccinezi, te testezi, o faci pe banii tăi, pentru că nu ai vrut să te vaccinezi. Deci din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt cât se poate de clare. Vor exista oameni care sunt împotrivă, vor exista oameni care vor ageta apele, vor exista oameni care sunt duplicitari, care una spun și alta fac. Noi mergem mai departe pe acest drum și ne adresăm românilor de bună credință, românilor care înțeleg pe de o parte că vaccinarea e singura soluție și respectăm și dreptul, repet, al celor care nu vor să vaccineze, din motive de orice gen. Medicii și profesorii ar trebui testați pe banii lor. Credeți că toți parlamentarii PNL vor vota pentru acest proiect? Eu nu pot să vorbesc în numele tuturor parlamentarilor PNL. Aș zice însă, că da, sunteți liderul senatorilor. Însă vă asigur că majoritatea, marea majoritate a parlamentarilor PNL, și mă refer aici la senatorii PNL, vor susține această măsură. De ce nu toți? Păi, din moment ce susțineți deciziile guvernului? Păi, v-am spus că nu pot garanta. Eu, unul personal, sper că toți vor vota pentru, dar există și posibilitatea ca să am unul sau două voturi care să fie altfel, că și în Partidul Național Liberal există democrație. Cum vor vota cei de la USR Plus? Pot să vă dau același răspuns. Noi susținem vaccinarea, am spus asta de numărate ori. Vaccinarea obligatorie pentru personalul medical s-a fost introdusă în multe alte țări și a fost introdusă cu succes, pentru că, să nu uităm, este responsabilitatea fiecărui lucrător în sănătate să nu pună în pericol viața celor care ajung în spitale. Și eu personal nu pot să înțeleg cum un om care lucrează în sistemul medical pune sub semnul întrebării rezultatele cercetării medicale, vaccinul. Cred că aici este destul de clar. Dincolo de asta, la fiecare categorie de personal care este importantă pentru esențială pentru bunul mers al societății, trebuie avut o discuție. Eu susțin vaccinarea, ca mine sunt cei mai mulți dintre colegii proiectul mei. M-am vaccinat, o să fac și doza 3. Să ne spuneți asta, având în vedere că pică mâine guvernul? Noi o să solicităm procedură de urgență. Acum, nu știm dacă nu se va face o coaliție împotriva propunerii noastre, dar noi și împreună cu DMR vom vota proiectul. Da, și noi o să susținem. Asta e un lucru bun pentru societate, așa cum am susținut, asta trebuie să se întâmple de foarte mult timp. Ședința de guvern la ora 16, salariul minim ar urma să fie majorat. E o promisiune deocamdată, pentru că în buzunarele oamenilor care încasează lună de lună un salariu minim, banii ar putea să fie ceva mai mulți abia din 1 ianuarie. Ionuț Moșteanu. Noi am susținut tot timpul că atâta timp cât sunt bani în visterie, putem să creștem salariul minim.
Însă, dincolo de asta, o măsură corectă ar fi ca salariu și măsura cea mai corectă este să fie ca salariu să fie legat de productivitate. Și noi am propus altceva însă, zero taxe pe salariu minim, să nu mai impozităm sărăcia. Pentru anumite categorii profesionale, noi am propus domenii, în modul general, avem în programul de guvernare, în programul pe care l-aveam cu PNL și cu DMR, chiar o pilotare a acestui sistem, am zis că stabilim o anumită industrie pe care vom pilota în acest sistem în 2022, să vedem exact ce se întâmplă. Simulările noastre sunt că vor ajuta foarte mult, de exemplu Horeca ar putea fi ajutată foarte mult. Ideea a fost preluată și de patronate, vedem acum o săptămână când au fost la discuții la Consiliul Tripartit, la Guvern, au propus chiar pe această creștere de salariu minim să nu se aplice taxele. Chiar și asta cred că ar putea fi o soluție, dar din nou, toată discuția despre majorarea de salariu minim, pentru că să nu uităm, majorarea de salariu minim creează și alte efecte, pentru că sunt foarte multe alte lucruri care sunt legate de salariu minim, inclusiv, de exemplu, indemnizațiile parlamentarilor sau mai știu ce. Sunt foarte multe alte lucruri care se stabilesc în funcție de salariu minim și trebuie văzut dacă sunt bani în vistierie și care este proiecția. Și să nu facem cumva printr-o creștere prea mare să nu creăm un efect negativ. De aia trebuie să fie patronatele la masă. Sunt foarte multe afaceri, foarte multe business-uri care sunt la limită cu marja de profit, mai ales acum cu creșterea prețurilor la energie și s-ar putea să se închidă dacă îi crești salariul minim și îi strici și marginea, dacă e foarte la limită cu productivitatea și atunci creștem un pic salariul minim pe hârtie, dar rămân oamenii fără locuri de muncă și atunci n-am făcut nimic. De-aia, Daniel Feneche, doar premierul decide în funcție de cifre și de proiecte de buget. Sunt alte acte normative importante care sunt pe agenda de zi a guvernului de astăzi. Sunt normele metodologice la legea privind consumatorul vulnerabil. Este ordonanța privind compensarea facturilor la energie, mă refer aici la gaze și la energie electrică, care este o măsură, cred, salutară a Guvernului și care va reuși să mențină prețurile plătite efectiv de către... De ce nu au fost reglementate până acum? Ce înseamnă până acum? De două săptămâni, cel puțin, dacă nu sunt trei săptămâni, se discută despre faptul că e nevoie de o reglementare, cel puțin în privința prețurilor la energie și gaze. Și parcă toată energia a fost consumată pentru congresele PNL, USR Plus. Nici vorbă. Vorbit că în Parlament au înghețat multe proiecte sau ordinea de zi era foarte săracă, ori nu erau parlamentari la vot. Iar acum, în ultima zi, când se pregătește guvernul, parcă să intre într-o perioadă de interimat și nu ar putea să dea ordonanțe în următoarea perioadă, acum se găsește timp și nu se adoptă. A fost o perioadă firească de maturizare a soluției alese. Au fost foarte multe discuții, au fost foarte multe împrejurări care au fost analizate. Au fost analizate inclusiv variante de plafonare a prețului la producător, variante de plafonare a prețului de livrare, variantele de compensare. A fost o operațiune în care au fost implicați foarte mulți oameni de la Ministerul Energiei și Ministerul de Finanțe, iar în momentul când s-a ajuns la o concluzie care să fie sustenabilă și care să vină în ajutorul categoriilor care este destinată această măsură, ea a fost pregătită, citită în primă lectură și iată că astăzi va fi adoptată această ordonanță care compensează 20, respectiv 25% din preț și care se aplică atât aceasta cât și prevederile favorabile privind legea consumatorului vulnerabil, ceea ce va permite ca facturile să rămână undeva în zona de sustenabilitate, românii să poată să le plătească. Deci, în momentul când soluția a fost agreată, după ce a fost verificată, după ce s-au făcut toate analizele care sunt necesare la o lege cu un asemenea impact, iată că ea va fi dictată. Și în privința creșterii salariului minim pe economie, de ce să vă creadă astăzi românii că veți majora? Promisiunea a făcut și guvernul PSD și nu le-a majorat. Ei promiteau chiar mai multe procente. Păi, diferența este că noi nu am mințit niciodată cu lucruri de genul ăsta. Deci în momentul în care va fi adoptată hotărârea de guvern, românii nu au de făcut decât să vadă dacă la 1 ianuarie hotărârea va intra în vigoare. Poate dacă fi amânată la 1 ianuarie. N-am înțeles. Poate fi amânată la 1 ianuarie. Păi, cred că amânarea ei de la 1 ianuarie ar fi o dovadă de neseriozitate și cred că am fi taxați pentru această măsură. A fost o perioadă extrem de complicată în care pandemia și efectele economice ale anumitor conjuncturi, inclusiv internaționale, și-au pus amprenta asupra României. Au mai fost și cele două, mă refer la competiția noastră electorală, care a lăsat un gust amar foarte multor români. Noi ne asumăm această situație. Dar asta nu înseamnă că guvernul n-a lucrat, nu înseamnă că guvernul și-a făcut treaba. Deci
Deci măsurile pe care guvernul le-a luat au fost măsuri chibzuite, au fost măsuri care au venit în sprijinul românilor și singura problemă a fost legată de faptul că în contextul campaniei electorale s-a insistat foarte mult pe lucruri care interesau mai puțin românii și foarte multe măsuri bune nu au fost comunicate. De exemplu, a fost o mare isterie legată de faptul că în PNRR există o clauză ascunsă care stabilește că după 2023 românii să ne pot încălzi cu lemne. Da? Nici vorbă de așa ceva. M-aș fi așteptat că a fost și noștri parteneri de la USR, care au gestionat practic, că în momentul când e de bine, apare domnul Ghinea, apar toți, domnule, stai puțin, PNR-ul e al nostru, ne-am făcut, să iasă și să explice. Și să explice românilor ce este cu clauza cu lemnele, da? Pentru că, în esență, nici măcar în 2040 nu va fi interzisă încălzirea cu lemne. Și pur și simplu este vorba de stabilirea unei strategii. Să vă facem noi treaba, nu? Interimarul la fonduri europene este ministru Câțu, prim-ministru Câțu, care e și ministru interimar la fonduri Deci europene. În momentul în care s-a După spus... ce l-a dat afară pe Cristian Ghinea, s-ar fi așteptat ca l-a dat afară pe Cristian Ghinea să-i facă Mamă, treaba. Dar ne spuneți noutăți. Păi, urmează să spuneți că v-a dat afară pe toți din România, Florin Câțu. Ne-ați dat afară din guvern, că ați crezut că puteți guverna singuri. Să așezați vreodată la aceeași masă și să luați decizii. Deci prevederea din PNRR vizează o anumită strategie de reducere a consumului de lemne la încălzire, da? Să ne trecem de la un subiect la altul. Nu, dar e o chestie foarte importantă, că românii au văzut la televizor, domne, PNL din 2023 nu mai permite utilizarea lemnelor. Nici vorba de așa ceva. Ne întoarcem la povestea asta. Să știți că noi putem sta la masă pragmatic cu oricine. Noi am crezut că avem un anumit tip de relație cu USR. Dacă mâine votează moțiunea, cei de la USR Plus, o să iubim foarte mult, vă dați seama, o să fie o dovadă în plus de iubire și o invitație la dialog. În general, e așa înțeleg dialogul. Îți dau una peste cap ca e dovadă de iubire. Da? Ați văzut ce pragmatic era Florin Câțu când i-a spus lui Mircea Hava, colegul dânsului de la Alba, cât dai ca să o închidem acum? Asta e nivelul de pragmatism de la PNL. Niciodată nu o să avem genul ăsta de discuții. Nu ați văzut, acea discuție, relatarea cuiva care susține că a stat la o discuție. Nu ați văzut nicio probă directă. Și deci cu asta v-am dat dreptul la replică. Înainte de a lua publicitate, v-am întrebat dacă ați accepta ca Florin Câțu să facă parte din guvern, să nu fie premier, dar să facă parte din guvern, eventual portofoliul de la finanțe să-l prea. Nu, condiția lor va fi să-l expulzăm pe Florin Câțu din țară, vă dați seama că de ei depinde. Nu suntem în poziția de a discuta aceste scenarii. Întâi haideți să vedem dacă ne putem reașeza la masă, adică dacă vom avea o altă propunere de premier cu PNL și apoi discutăm, bineînțeles, cu mandate din partea conducerii partidului. Credeți că vă va fi mai bine în opoziție? Sau la guvernare cu PSD? Noi nu ne gândim ce e mai bine pentru noi acum sau mâine. Alegeri sunt în 2024, sunt 3 ani până atunci. Este critic însă pentru România. Este critic însă pentru România. Dar crește USR Plus în opoziție, de acolo întrebarea. Poate că da, poate că nu, însă noi nu ne uităm la ce peste 3 ani, ne uităm ce se întâmplă luna viitoare. Guvern suntem într-o problemă. De unii ascultați-mă o secundă. Plus, suntem într-un scenariu foarte prost pentru România. Vine o iarnă, au crescut prețurile. Noi, dumneavoastră care negociați acum dacă să intrați sau să nu intrați la guvernare, permiteți-mi să vă pun întrebări directe. Permiteți-ne ca să intrăm, permiteți-ne să intrăm sau nu la guvernare în funcție de condițiile noastre. Susținut de unii parlamentari USR Plus, e un scenariu posibil. Nu, un guvern minoritar ar fi o catastrofă pentru perioada următoare. Trebuie să fie un guvern cu puteri depline, cu susținerea majoritară în Parlament, ca să poată să facă treabă și să treacă țara asta prin criză. Avem o criză de sănătate publică, avem o criză economică, o creștere a prețurilor la energie. Vine o iarnă, un guvern minoritar va fi un dezastru. Ultimul trebuie un minut, guvern mulțumesc, majoritar. Domnule Fenechiu, guvern minoritar susținut de PSD, să știți că e un scenariu pe care nu l-a exclus aseară Emil Boc, când i-am pus aceeași întrebare la ediția specială. Eu cred că România are nevoie de un guvern stabil. Cred că mai sunt șanse, e adevărat, personal cred că mici, ca să continuăm coaliția cu USR-ul. Dar n-ar fi exclus ca cine știe, poate USR-ul cu PSD-ul să-și dea mâna și să fie inutilă discuția noastră. Că PSD-ul sunt să vă sprijine pe dumneavoastră, v-am întrebat. Să ne sprijine PSD-ul? Altfel cum treceți guvernul minoritar de Parlament? Personal nu cred că se va întâmpla această ipoteză. Eu cred că... Dar de unde luați voturile? În situația în care rămâneți doar dumneavoastră și UDMR la guvernare? Dar nu e obligatoriu să luăm voturile. Matematica poate da și cu plus și cu minus.
Deci noi numărăm voturile noastre și ale UDMR-ului și vedem. E posibil să nu fie cum spunem noi. Poate, repet, poate face UDMR-ul și vă mai trebuie 80. Da, și cu aurul, vă dați seama, și vă mai trebuie 80. Se apropie de 60%. Domnul Fenechiu, un guvern aritmetică. Cu aurul, cu specialiști, cu domnul Cioloș, cu domnul Simion, cu domnul Ciolacu, poate fi o chestie foarte bună. Da? România are nevoie de un guvern stabil, pot să ofere și ei, nu e nicio problemă. Cu siguranță condițiile lor vor fi foarte bine analizate. Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR Plus. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că ați acceptat să ne răspundeți la întrebări. Doamnelor, domnilor, studioul politic se încheie aici. V-am tot spus de o declarație îngrijorătoare pe care Nelu Tătaru, fost ministru al sănătății, a făcut-o la Digi24.ro. Să-l ascultăm acum. Noi ne făceam anul trecut acel studiu de seroprevalență, ca să vedem exact ce imunitate avem în societatea noastră. Și la un moment dat ajunsesem la concluzia că numărul de cazuri care îl avem îl înmulțim cu 5 până la 10, ca să vedem numărul real de cazuri care sunt în acel moment. Iar perspectiva o vedem după transmiterea în comunitate, după creșterea în fiecare localitate. Ne spuneți că ne declarați putem avea și acest număr de cazuri. INSP-ul stabila pentru sfârșitul acestei luni că există posibilitatea să ajungem la cei declarați și la 30.000 de cazuri.